Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Podcastul care ia cea mai ocolită rută pentru a ajunge acolo unde ne interesează, dar nu contează pentru că până la urmă importantă este călătoria, nu-i așa, Sergiu? Așa este, așa este. Dar vom ajunge și la destinație în cele din urmă. Să Doamne sperăm, ajută, să așa, sperăm. da, Doamne ajută, așa. Bun, săptămâna trecută am lăsat Roma într-o mare tragedie. Cu 70, 50 de mii sau 70 de mii de oameni, elita armatei romane distrusă la Cannae, cu rămășițe ale armatei fugind care încotro, nefiind primiți în Roma, pentru că erau văzuți ca niște pierzători, deci cumva până în momentul în care nu se termina războiul, nu aveau să fie primiți acești oameni înapoi în Roma. Cu populația cumva intrată în panică, pentru că marea armata a romanilor nu mai făcea față barbarului care venea. Rămâne până la urmă și un fel de, nu cântec de leagăn, un fel de sperietoare pentru copii. Hannibal la porți, așa îi spune. Hannibal, anteportas. Dar cu senatorii destul de ferm pe poziții și încăpățânați în continuare, fără să cedeze. Exact. Asta este marea întrebare pe care o are și Hannibal, pentru că el e într-o situație foarte ciudată. Adică vine, face acel atac surpriză în inima Republicii Romane, spulberă armata romană la Trebia, o bate, o distruge, o îngenunchează la lacul Trasimene. Deja Hannibal aștepta, băi, ok, haideți, predați-vă, ce se întâmplă? Merge, le ia resursele, îi bate la cane, îi distruge, practic, eradică. Zice, păi, eu în momentul ăsta nu mai știu cu cine o să comunic, adică nu mai am, i-am omorât pe toți. Predați-vă odată, veniți, aștept să-mi prezentați niște termeni. Corect, bă, romanii cam încălcau regulile nescrise ale războiului. Ăsta se aștepta să moară. Romanii însă nimic. Deci chiar nimic. Și Hannibal cumva înțelege că, păi, nu, ceva nu era. Adică ce au pățit oamenii ăștia? Nu se poate. Dacă după victoria de la lacul Trasimene, singurul care a reacționat a fost Filip al Macedoniei. Care Filip al Macedoniei a considerat că este un moment foarte bun pentru a face pace cu Liga Etoliană, care era atunci într-un semiconflict și începe să-și facă o flotă. Își dă seama că acest Hannibal este foarte serios în ceea ce face și că și el trebuie să participe la această poveste. Roma este practic îngenunchiată și totuși cu oameni precum Fabius și oameni precum, o să vedem, Marcus Claudius Marcellus, care devin scutul și sabia Romei. Roma nu cedează. Nu cedează pentru că își dă seama care este marele avantaj al ei. Deși după ce reușește să-și stăpânească primul puseu de panică, după ce Marcus Claudius Marcellus, care inițial era în drum spre Sicilia să ia rolul de pretor al Siciliei, practic un fel de atașat militar, să zicem,
Marcelus se întoarce în sprijinul Romei în momentul în care află de dezastrul de la Cannae și la Nola, într-un oraș cumva între Cannae și Roma. La Nola reușește să aibă prima victorie, reușește să apere orașul contra lui Hannibal. Nu este întreaga armata lui Hannibal, dar chiar și așa, chiar dacă este o victorie neînsemnată în acest mai mare război punic, victoria de la Nola îl propulsează pe acest Marcus Claudius Marcellus în rolul de practic de primul care are în sfârșit victorii în fața lui Hannibal. Și o să vedem că nu se oprește aici. Bine, noi poate încercăm să ne concentrăm foarte mult pe victoria asta și pe bătălia pe uscat, dar să nu uităm că războiul ăsta punic, cel de-al doilea război punic, deși nu mai are amplitudinea pe mare a primului, totuși sunt mai multe fronturi și în alte locuri. Bătălia are loc și în peninsula Iberică, are loc și în foarte multe porturi din Sicilia, din nordul Africii, prin toate insulițele pe acolo, în jurul Corsicii, în jurul Sardiniei. Sunt foarte multe flote, o să vedem generalii care îl ajută pe Hannibal la bătălia de la Cannae. Fiu, chiar fratele său care vine aici în 2016, ajunge după aceea în 2012 înapoi în Spania. Scuze, 200, da, 216. Nu este fratele lui Hasdrubal, este un alt Hasdrubal. Nu este un alt frate, este fratele cel mai mic. A, te referi la Mago? Da. A, ok. Hasdrubal, într-adevăr, Hasdrubal rămâne în Spania și ajunge în Italia, dar nu se sfârșește foarte bine povestea cu el. Nu că și la Cannae apare un Hasdrubal, numai că este un alt Hasdrubal. Un Hasdrubal, da. Da, exact. Deci Hasdrubal este un fel de Radu pentru români, știi? Adică dai peste oameni numiți Radu sau Mihai, peste tot. Nu este o mare... Hai să o tranșăm și pe asta, că și eu m-am încurcat de multe ori. Deci îl avem pe tatălui Hannibal, Hamilcar, da. Despre care am discutat, care a avut trei fii și un ginere, da? Adică Hannibal a avut doi frați și un cumnat, cred. Ăsta moare în 221, Hamilcar. Așa. Nu, Hasdrubal moare, deci mai întâi Hamilcar moare, tatălui moare. După aceea în 221, de când am început noi să povestim al doilea război punic, Hasdrubal moare și el. Și vine Hannibal la putere. El avea 26 de anișori atunci. După aceea mai are un frate, Hasdrubal, care e în Spania și care o să vedem luptă alături de mezinul familiei de Mago, care e tot Mago Barca. Deci este Hannibal, Hasdrubal și Mago, cei trei fii al lui Hamilcar. Și mai sunt foarte mulți Hasdrubali. Sunt foarte mulți Hasdrubali generali care conduc armate și tot felul de chestii. Nu, serios. Adică și Hasdrubal Gisco. Da, dintre care cel mai celebru este Hasdrubal Gisco, pe care Titus Livius îl și numește cel mai bun și distins general după cei trei frați, după cei trei fii ai lui Hamilcar. Deci oricât de micuți ar fi fost și ăia, chiar mă uitam un pic la niște vârste. Hannibal avea 26 de ani. În 221, când a murit cumnatul său ăsta, Hasdrubal, da, după ce a murit înaintea lui Hasdrubal, Hamilcar taicăsu, iar un personaj despre care o să mai vorbim în termeni destul de apreciativi în continuare, Publius Cornelius Scipio, ăsta cel tânăr, care încă nu ajunsese să se numească africanul, avea 24 de ani în 210, când senatul a trimis în Spania să-i răzbune practic moartea tatălui și unchiului său. Deci niște vârste foarte, foarte fragede la care ăștia trebuiau să fie meseriași. Da, mai important, Publius Scipio, viitorul african, avea 18 ani în momentul în care a reușit să scape prin urechile acului de la bătălia de la Cannae. Și aici iarăși este o chestie pe care merită cumva ținut așa în minte, faptul că în aceste armate întotdeauna avem elita, cel puțin în armatele Republicii Romane, avem elita conducătoare care își dovedea valoarea în luptă reală.
El practic era în momentul respectiv fiul unuia din cei mai apreciați foși consuli ai Romei și totuși a fost acolo prezent la una din cele mai mari bătălii din epoca antică. Chiar vorbeam noi despre chestia asta, care eu n-am mai întâlnit-o, cel puțin în alte perioade istorice și la alți conducători. Deci conducătorii ăștia politici ai romanilor erau în același timp și conducători militari, dar la modul cel mai serios, adică la modul că ei știau să mânuiască o sabie foarte bine, știau să mânuiască un scut, știau tehnici militare, nu stăteau pur și simplu într-o caleașcă în spate la 2 km de bătălie și nu. Dimpotrivă, chiar se duceau și foarte mulți consuli au murit cu arma în mână, încercând să vitej. Da, cât timp și cam asta cred că e chestia cu adevărat interesantă, cât timp puterea politică a fost păstrată în mâinile oamenilor care chiar luptau, lucrurile au funcționat foarte bine pentru Republica Romană. Dar deocamdată, uite, că nu au funcționat foarte bine și îl avem pe Hannibal, care numără inelele senatorilor căzuți în luptă. Nu mai știu câte au ieșit la număr. Și până acum cred că are vreo 3. Nu, are mult mai mult. Deocamdată, până în 216, da, după aceea, da, o să mai... Nu, mă refer la faptul că fiecare senator și fiecare ăsta de elită avea un inel cu pecetea rolului lui în societate, o pecete proprie prin care se identifica, știi, care făcea diverse lucruri. Ei, asta recuperează foarte multe, nu știu, câteva sute de astfel de inele. Practic câți senatori morți și câți oameni din elita romană morți în acea luptă. Și în sfârșit, Hannibal reușește să vadă că lumea romană, sudul Italiei, începe să îi se alăture. Nordul rămâne nemișcat, dar sudul, lucanii, brutienii, încep să îi se alăture și în același timp primește veste de la Filip din Macedonia că el este pregătit să îi se alăture și să-l sprijine în orice fel poate. Nu există nicio promisiune fermă că o să vină în ajutor, că o să reușește, că o să încerce să debarce în Italia, însă îi promite sprijinul lui pe cât posibil. Și în tot timpul ăsta, practic, Filip începe să-și construiască o flotă de nave de mai mici dimensiuni, capabile să care vreo 50 de soldați pe lângă vâslași și care sunt foarte rapide. Însă, de îndată ce reușește lucru nu foarte specific Macedoniei, de îndată ce reușește să pună vreo 100 de nave de genul ăsta, strânge o mică flotă, începe așa un atac așa pe mare și deodată vede vreo 5 chinchireme de ale romanilor și fuge. Efectiv fuge, adică se sperie atât de tare că nu mai are nicio treabă. În momentul ăla se sperie, sunt cu coada între picioare, se întoarce acasă, zice gata, nu mai fac, s-a dus. Și începe în momentul ăla și tot așa încearcă să amenințe superioritatea romană în Adriatică, dar nu are nicio șansă. Și romanii la ora asta sunt într-adevăr mult superior unor începători în ale mării, cum sunt macedoneni. Macedonenii care acum sunt reduși la ceva de genul mai nimic din țara pe care au avut-o înainte, ca să o punem pe dreaptă. Da, oricum, ironia sorții face ca Macedonia să nici nu aibă momentan ieșire la mare. Deci,
Bine, la momentul respectiv avea. Având în vedere că era și Liga Italiană, da. Da, Macedonia de acum nu are nicio legătură cu Macedonia de atunci. Așa, bun. Revenim. Deci în 206, după 216 lucrurile merg foarte nasol. Multe cetăți din sudul Italiei încep să se alieze, cetățile grecești din Magna Grecia, cu excepția Tarentumului și Regiumului, îi se alătură lui Hannibal și din fericire pentru romani, în Sicilia Hiero, despre care am vorbit și când am vorbit despre primul război punic, Hiero încă este stăpân, încă își dezvoltă marea lui civilizație din Siracuza. Da, Tirania din Siracuza, da, trăiau foarte mult și conduceau foarte mult. Da. Erau vegetarieni sau ceva. Exact. Deci are ceva de genul o domnie de vreo 60 de ani. În timpul ăsta chiar îl recrutează pe un băiat relativ cunoscut, pe nume Arhimede, pe care la un moment dat îl pune să măsoare dacă un vânzător care i-a trimis niște aur unui artizan să-i facă o coroană. Da? Și când s-a întors, Hiero nu era un pic suspicios în legătură cu artizanul respectiv și l-a rugat pe prietenul lui Arhimede: Arhimede, zi și mie, bă, ăsta chiar a folosit aurul ăla pe care i l-am dat sau m-a păcălit? Și atunci avem marele episod în care Arhimede iese și urlă: Erica, Erica! Strigând după tipa care să-i aducă prosopul, știi? Băi, eu te-am crezut pentru un moment dat, adică te rog frumos să le spui ascultătorilor noștri că e o glumă, că ai părut destul de serios pentru mine. Asta cu Erica. Da, am făcut gluma asta, dar nu reușești, nu prea prinde la public. Oricum, începe să urle pentru că își dă seama cum să măsoare volumul acelei coroane și după aceea să calculeze densitatea și după aceea să-și dea seama dacă într-adevăr e identică cu densitatea aurului, nu aerului, este același lucru. Și da, rezultatul a fost că artizanul respectiv îl păcălise pe Hiero. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu artizanul respectiv, dar rămâne această prietenie între Hiero și Arhimede și faptul că practic Siracuza era, cum să spun, era un fel de un centru, foarte impropriu să spun un centru iluminist. Era un centru foarte important cultural, științific, sub Hiero, practic a prosperat foarte mult zona asta. Dar pentru că vorbim despre romani și vorbim despre marele lor noroc din perioada asta, în 215 Hiero moare. Ultimul, practic aliatul Romei din Sicilia, Sicilia care până atunci rezistase tuturor atacurilor, a fost o mare luptă la Lilibeum. Lilibeum, cum am mai spus și dățile trecute, era exact un port înspre Africa. Și ăla era un port foarte important unde ar fi putut să debarce cartaginezii, însă după o luptă foarte, foarte strânsă au reușit să îi respingă și nu au reușit să debarce în Sicilia. Da, tu vorbești acum de al doilea război, da, de prima bătălie, așa, din 218 de la Lilibeum. Da. Ok. Da. După Hiero vine un tânăr Hieronymus,
care în 215, în momentul în care vede, ce, practic înțelegând ce se întâmplă la Cannae și probabil cumva un alt timp la spatele lui, lui Unchisu, că parcă era ceva unchi, să se pună cu ăia care vor câștiga războiul, Hieronymus se aliază cu Cartagina. Îi dă afară pe romani sau îi omoară, nu mai știu exact. Îi dă afară, în orice caz, îi dă afară pe romani din Siracuza. Nici nu știu dacă aveau o garnizoană foarte mare, că fiind aliați, știi, nu i-au lăsat pe ăștia de capul lor, adică nu aveau cine știe ce. Da, exact. Și în același timp apare o armată a cartaginezilor prin zonă. Bine, nu chiar în același timp, ceva mai încolo. Pentru că în momentul în care Hieronymus se aliază cu cartaginezii, Roma reacționează, își dă seama că are nevoie de ceea ce îi dădea Sicilia, și anume grâne. Are nevoie de grânele din Sicilia, dar mai ales are nevoie de independența Siciliei, sau mă rog, cumva dependența de Roma, pentru că era practic pe traseu dinspre Africa, dinspre Cartagina, și nu putea să-i lase pe cartaginezi să ajungă să-și facă o bază reală fix acasă la ei. Așa că Sicilia deodată devine foarte, foarte importantă. Și îl trimit pe Marcus Claudius Marcellus, care este iarăși unul din personajele foarte interesante și despre care merită să vorbim mai mult. Nu o să o facem, pentru că dacă ar fi să vorbim, am face podcast numai cu războiul punic. Dar vă zic, căutați un pic, citiți despre Marcus Claudius Marcellus. Spune și Plutarh a scris în viețile lui paralele despre Marcellus și are despre ce să vorbească, pentru că într-adevăr a avut câteva lucruri foarte interesante. De exemplu, Marcellus începe un asediu al orașului Siracuza, dar în același timp este și atacat de către o armată de 20.000 de oameni trimisă din Cartagina, care debarcase ceva mai devreme în an în Sicilia, și reușește să le facă față, după care sau înainte, reușește să ia printr-o mică șmecherie să intre în orașul Siracuza. Cred că după ce se luptă cu... Nu știu, că eu m-am enervat deja, adică bine că au bani și resurse să trimită 20.000 de oameni pentru Siracuza, da, să-și apere noul aliat, dar n-ar fi avut bani să îl ajute și să-i tot reîmprospăteze armata lui Hannibal, că ăsta hălădui pe acolo săracul cu 15.000 de oameni, cu 10.000 de oameni, cu 5.000 de oameni, se ruga de senatul cartaginez să-i mai trimite și lui o cană cu apă. Problema e că România încă stăpânește cel mai important port din sudul Italiei, care este Tarentu. Și asta este un mare atribut, un atribut foarte important. Reușesc să păstreze acest port și de acolo să aibă o bază de operații foarte serioasă, să controleze practic tot golful ăla din sudul Italiei și să controleze și strâmtoarea Mesina și tot. Adică reușesc pe mare să își păstreze dominația. Faptul că cartaginezii reușesc să lase niște trupe în Sicilia este un lucru, să le lase în Italia însă este mult mai greu. Și o să vedem că până la sfârșit, asta este marea problemă. Nu reușesc să prindă acel port esențial care este Tarentu. Și de unde reușesc romanii să supere întregul balans de forțe. Nici Filip, cred că nu a ajuns până acolo, nu cu triremele lui.
Da. Deci Filip iarăși mai încearcă odată să iasă, da, iarăși se sperie și până la urmă rămâne să se bată cu etolienii. O să vorbim mai mult despre ce se întâmplă cu Filip și cu Liga Etoliană după ce se termină războiul ăsta. Ce se întâmplă în timpul războiului este că romanii își dau seama că este foarte important să-l țină pe Filip pe partea lui de continent și atunci fac o alianță cu Liga Etoliană, în care Liga Etoliană atacă Macedonia pe uscat și romanii păstrează controlul mărilor. Practic asta este înțelegerea dintre etolieni și romani. Dar o să vedem că lucrurile o să evolueze într-o direcție mult mai interesantă. Băi, nu neapărat. O să vezi că e foarte interesantă povestea. E mai interesant de discutat, dar să nu deviem mult prea mult, că deja oricum am deviat, știi? Bun, adică... să ne întoarcem la Siracuza și la apărătorul lui destoinic Arhimede. Da, să ne întoarcem la Siracuza și aportul destoinic. Problema Siracuzei este că este o cetate cu niște ziduri foarte puternice, bine apărată, ușor de aprovizionat de pe mare, practic neimpregnabilă și în același timp pe mare Arhimede inventează un dispozitiv care încă se mai chinuie lumea să-și dea seama exact cum funcționează. Au reușit să facă, cred că prin 2010 sau 2009, un documentar de la BBC unde și-au cam dat cu părerea cam cum ar arăta acel dispozitiv. Într-un alt documentar au reușit să facă un model al respectivului dispozitiv. Practic este un braț de fier care ia nava, o ridică și după aia îi dă drumul. Și aia, în momentul în care cade, începe să tot clatine și se scufundă, pentru că e șocul mult prea mare să iei ceva, o navă atât de mare și să o ridici câțiva metri, după care să-i dai drumul aproape. Am văzut și eu o poză, dar ce să zic, nu știu, din punct de vedere fizic e foarte, foarte complicat să stabilești baza aia unde faci pârghia respectivă ca să scoți nava din apă. Da, m-am uitat și eu un pic și... Dar până la urmă au reușit să facă un dispozitiv de genul ăsta. Iarăși, e o temă foarte interesantă care ar merita propriul ei show special dedicat. Și... Tot printre invențiile lui Arhimede sunt și catapultele cu care reușesc să se sâcâie pe romani și navele lor. Practic, acea superioritate navală a romanilor este negată de geniul lui Arhimede. În cele din urmă, vreo 3 ani durează acest asediu. Și cumva oamenii din Siracuza devin mult, mult prea încrezători în propriile forțe și pornesc un festival dedicat, din câte am înțeles, unei zeițe, Artemis. Ați mai auzit de ea? Așa. Și ce reușesc romanii să facă este să escaladeze noaptea zidurile și să reușească probabil să deschidă porțile și să-și aducă mai multe întăriri. Și deodată au reușit practic să cucerească aproape toată cetatea. Supărați probabil că siracuzienii nu celebrau, nu știu, nu celebrau o sărbare în cinstea Dianei, de exemplu, ci exact. Artemis. Problema aici a fost că Marcellus a dat drum, ok, băi, suntem de 3 ani aici,
faceți ce vreți. Jefuiți, violați, furați, orice, nu contează. Problema a fost că una din victime a fost chiar Arhimede. E cunoscută acea anecdotă în care Arhimede este întrerupt de un soldat roman în timp ce lucra și l-a rugat să dea din soarele lui și ăla a băgat sabia în el. E un act pe care în cele din urmă chiar și Marcellus îl regretă și spune Titus Livius că Marcellus a căutat după aceea rudele lui Arhimede și i-a oferit savantului o înmormântare pe cinste, adică nu, cumva cu onoruri a fost înmormântat Arhimede. Departe de a fi brută, știi că întotdeauna când se spune povestea asta cu Arhimede, romanul e văzut ca bruta care l-a omorât și e un pic departe povestea de ideea asta de brută versus intelect, care se pune întotdeauna aceste probleme. Până la urmă, dacă stai să te gândești, Arhimede a fost cel care a ajutat cu intelectul său să apere cetatea vreme de 3 ani. O cetate care practic și-a schimbat alianțele peste noapte, cumva exact în momentul în care România au avut cea mai mare nevoie, exact în perioada lor de declin. Cam asta zic, mie nu mi se pare neapărat, adică nu cred. Cred că noi amplificăm puțin lucrurile. Și Polibius a scris despre Arhimede și nu a descris uciderea lui ca un act din ăsta așa foarte criminal, foarte tiranic. Na, s-a întâmplat pur și simplu. Cuceritorii așa fac când intră într-o cetate, indiferent că au fost cartaginezi, că au fost romani, că au fost macedoneni, ce au fost ei după aceea. De obicei, na, dacă se întâmplă ca acel cetățean să fie nu foarte respectuos față de ostaș, asta e el, cam seceră. Da, da. Ce se întâmplă e că totuși nu a fost o intenție, nici măcar ideea de răzbunare, pentru că până la urmă și un om ca Marcellus, chiar dacă e văzut ca și o brută militaristă, vedeam dincolo de genul ăsta de clasificări. Asta e o discuție pe care o am destul de des cu oamenii care vorbesc despre episodul ăsta. Practic este o poziție între pacifism și război. Dar pacifismul lui Arhimede se rezumă la chestii precum făcut catapulte care să distrugă navele romane sau făcut acea invenție teribilă de a scufunda navele romane. Nu putem să vorbim de un pacifism acolo. Oricum, nu este foarte important. Ce rămâne ca și idee este că chiar dacă reușesc pentru o vreme să destabilizeze Sicilia, Marcellus reușește să readucă ordinea și în 212 Sicilia rămâne sub protecția romană. Acum am ajuns până în 212, dar noi eram în 216. Ce s-a întâmplat în acești 4 ani cu Hannibal și ce s-a întâmplat cu Roma, pentru că e și mai interesant ce se întâmplă pe acolo. În timp romanii, ce... Da, voiam să spun că romanii, la fel ca siracuzienii, sunt foarte încrezători pentru că au și ei în jurul lor un zid care se numește Zidul Servian, care a fost construit cu mari eforturi și cu mari împrumuturi după ce senonii lui Brennus s-au cucerit Roma, am povestit de chestia asta. Da. Aceste ziduri sunt înalte de vreo 10 metri, sunt groase de vreo 3-4 metri și lungi de 11 kilometri și au practic înconjoară toată Roma. Și mi-am adus aminte acum că am văzut o porțiune din zidul ăsta în gara centrală din Roma, unde am fost anul trecut. De aia zic. Am înțeles. Foarte bine.
Dar spre deosebire de Siracuza, Roma nu este port. Ea nu iese la mare. Siracuza era învelită. Era învelită de niște ziduri foarte puternice, dar avea și ieșire la mare, ieșire brută, adică te puteai plimba cu nava pe acolo și chiar dacă cu sistemul ăla de oglinzi ți-ar dea Arhimede pânzele la vase, tot reușeai să mai debarci un soldat, să mai te duci, să mai tragi cu ceva în ei și așa mai departe. În schimb, Roma este landlocked, adică nu are ieșire la mare. Și atunci, na, zidurile chiar o protejează și adevărul că au și protejat-o și au, și-au salvat până la urmă Republica Romană. Da. Ce se întâmplă este totuși că, cum am spus, foarte multe cetăți din sudul Italiei trec de partea lui Hannibal. Și cea mai importantă cetate poate este, este Capua. Capua este cel mai important oraș din Campania, practic la sud, imediat la sud de între Roma și Napoli. E al doilea oraș după Roma. Era al doilea oraș după Roma din peninsula Italiei, exact, atunci. Exact. Și practic e unul din cele mai importante unul din cele mai importante locuri. Acolo mai mari cetății, să nu uităm care este statutul tuturor cetăților din liga asta italiană, că nu vorbim totuși de stăpânirea Romei, ci de o zonă cumva, niște orașe, state coordonate sau cumva într-o alianță foarte solidă cu Roma, care el însuși este un oraș-stat de sine stătător. Capua era, iarăși, era un stat independent, să zicem așa. Și omoară toți aliații Romei din Consiliul de Conducere, un fel de consiliu local al orașului, și se aliază cu Hannibal. Asta este genul de chestie pe care romanii nu o pot accepta. Și ce se întâmplă în perioada următoare este că Hannibal are într-adevăr resursele să înfrângă orice armată romană, orice armată pun romanii în câmp deschis, dar este incapabil să apere toți aliații pe care și-a făcut. Și practic este un joc de șoarcele și pisica. Apare Hannibal într-o parte, vin în spatele lui ăștia, mai cuceresc ce a reușit să cucerească Hannibal. Hannibal se duce mai departe, mai cucerește ceva, ăștia vin, cucerește ce a cucerit acum două luni Hannibal și tot așa. Da, pentru că nu poate să-și lase nicio garnizoană destul de puternică cât să reziste, să apere cetatea, și nici nu poate risca să nu își ia mai mulți oameni cu el, să nu fie undeva surprins de o ambuscadă, na, de armatele romane, care am văzut cum se nasc așa pe bandă rulantă după în fiecare noapte câte 16 legiuni. Exact, pentru că chiar și după Cannae, un an mai târziu, romanii reușesc să pună desigur niște soldați mult mai verzi, cu mult mai puțină experiență, mult mai puțin oameni care să conducă, dar în principiu efectivele sunt undeva la aceeași, cam la același ordin de mărime cu armata lui Hannibal. Și Hannibal este, iarăși, deci încă o dată, Hannibal este surprins de chestia asta, adică e imposibil, zice, păi nu, ce se întâmplă? Eu v-am bătut, de ce nu vă dați, băi, dați-vă, ce vreți să vă fac mai mult? Și pentru că ajunge în situația asta, romanii între timp asediază Capua, pentru că totuși Capua era un loc foarte important. Asediază Capua și Hannibal încearcă prima oară să trimită o garnizoană, o mică parte, o, să zic așa, o ariergardă, să destabilizeze asediul
cetății Capua, însă nu reușește. După care decide că dacă ei joacă în stilul ăsta, hai să joc și eu. Și mergem spre Roma. Mergem spre Roma și ajunge undeva la vreo 10 km de Roma și reușește să cucerească o cetate care este... măi, știi cum este? În fiecare județ din România este un sat numit Albești, care este la vreo 10-15 km de un oraș important. Nu, cam așa, un fel de Albești al Romei, știi? Reușește, e foarte neimportant. Hannibal reușește să-l cucerească, de acolo vede zidurile Romei, înțelege foarte bine despre ce e vorba, își dă seama că, ok, până aici am ajuns. Și tot speră că romanii intră în panică. Numai că romanii nu intră în panică. Romanii nu vin la el să se roage de el. Băi, ok, lasă-ne, îți dăm ce vrei. Nu vor să facă niciun fel de pace cu... Păi uite, apropo de cât de panicat și cât de pașnici sunt romanii, uite, am un citat aici, apropo și de Capua. Proconsulul Fulvius porunci să fie chemat magistratul suprem din oraș, cel din Capua, și ordonă să-i scoată afară pe campanii pe care avea sub pază. După ce au fost scoși, au fost bătuți cu vergile și decapitați cu securea. Asta după ce au recuperat romanii în urma asediului, au recuperat Capua. Că spuneai tu de jocul ăsta de șoarecele și de șoarecele și pisica. Asta spun. Totuși, în esență, Cartagina era o civilizație comercială. În esență, romanii erau o civilizație războinică, să nu uităm asta. Adică e, na, ce să zic, nucleul dur al romanilor mi se pare mult mai rezistent și mult mai neînduplecat. În niciun caz unul care să cedeze la tot felul de rugăminți din astea, băi, predați-vă, decât cartaginezii. I-aș vedea pe cartaginezi mult mai repede cedând și cerând pace, cum o să vedem că va fi, decât pe romani. Bine, pe de altă parte gândește că asta au făcut și conducătorii Capua, orașului Capua, în momentul în care au decis că nu, noi ne aliem cu Hannibal. Exact același lucru au făcut. I-au luat pe aia care sprijineau Roma, i-au omorât. Deci romanii, în ciuda faptului că ceea ce spui tu pare într-adevăr crud, este, răspund doar cu aceeași monedă. Da. Nu am spus, în cazul ăsta. Da. Nu i-am acuzat de nedreptate. Am spus că mi se pare ca un nucleu mai dur al firilor până la urmă. Uh-huh. Iar pe de altă parte, în timp de război, așa cum a făcut și Filip, mi se pare corect în funcție de, o să vedem că mai sunt niște regi și prin nordul Africii și prin peninsula Iberică, poate și Galii. Încearcă să vadă în ce direcție se duce războiul și cine are mai multe șanse să câștige. Și atunci se aliază și ei pe ultima sută de metri, cum o să vedem. Că s-au aliat foarte mulți oameni, au schimbat de multe ori taberele de-a lungul unor conflicte mult mai serioase. Da, deci în cele din urmă, undeva până prin 212, lucrurile încep să se egalizeze. O mare reușită și practic vârful cuceririi lui Hannibal este momentul în care reușește să cucerească Tarentum. Reușește să-l cucerească nu printr-un asediu în toată regula, ci printr-un subterfugiu prin care îi păcălește pe ea de la intrare, reușește să intre cu armata, după care intră și iarăși îi omoară pe toți aliații romanilor din cetate. Bine, nu pe toți, dar îți dai seama, pe cei mai importanți îi omoară. Ce nu reușește însă Hannibal este să cucerească fortăreața și să nu uităm. Deci sunt două etape. Deci avem cetatea mare, în care sunt câteva zeci de mii de oameni găzduiți, și este o fortăreață care controlează, practic, e locul, ultimul punct de rezistență al unei armate care apără acel loc. Nu pot să ignor prezența lor din fortăreață. Și practic intrarea în port, adică nu aveai acces la port fără să cucerești citadela.
Exact. Deci Tarantul are un golf interior foarte propice pentru acostare și pentru descărcare și zonă foarte liniștită, dar intrarea în acel port este închisă de o bucată de pământ unde era construită exact această fortăreață. Acea fortăreață practic le dă control asupra absolut tot ce se întâmplă pe mare. Și ăsta este motivul pentru care, deși reușește să stăpânească Tarentumul, nu reușește să cucerească, să folosească portul. Pentru că chiar dacă el avea interiorul, golful respectiv, nu avea intrarea în acel loc. Practic, Hannibal reușește, dar nu reușește să ducă victoria până la capăt. Și da, ăsta e punctul lui de maxim. Reușește să cucerească Tarentumul, practic stăpânește aproape tot sudul Italiei, însă ceva îi lipsește. Nu poate să obțină întăriri și în același timp fratele lui Hasdrubal în Spania începe și se luptă din răsputeri cu frații Scipio. Da, chiar în 211, oricum prezența romană în peninsula, și aici e o nemulțumire personală pe care o am față de strategia inițială a lui Hannibal, care alege să își scoată elefanții din mediul lor natural, să-i care peste Alpi, să-i omoare cu zile, să-i facă complet, nu știu, să-și bată joc de ei, să-i facă de râs în toate bătăliile de după aia. Fratele său, care poate puțină lume știe, fratele său Asdrubal a urmat până la urmă exact aceeași cale, a trecut din nou cu alți elefanți, aceeași cale, bine, mult mai bătătorită, cu drumuri făcute, cu gali care nu mai luptau împotriva lui, a venit după Hannibal într-o încercare acum decentă, adică logic sună foarte bine, într-o încercare de a-și aproviziona fratele cu noi armate, dar ceva se întâmplă pe parcurs. Până să ajungem acolo, la parcursul ăla, cum spuneai și tu, poate fi, adică putem să tratăm acest război pe mai multe paliere. Cum ai spus și tu, Hannibal pe de o parte, consulii romani pe cealaltă parte, care doar foarte puțin și ocazional și spre final găsim unul care reușește să-i găsească un antidot foarte puternic. Nu, nu neapărat frații Scipio reușesc să facă o figură foarte bună în Spania, până când? Până în Până 211. când sunt uciși amândoi de fratele lui Hannibal, da. Când sunt uciși amândoi, numai că și ucide, adică reușește să-i înfrângă Hasdrubal în luptă, însă Nu, nu. ei au făcut foarte bine, ai dreptate, ai dreptate. Până atunci, până în 211, ei au reușit să blocheze orice încercare de aprovizionare armatei lui Hannibal. Și Hannibal a Exact. trebuit să rămână doar cu trupele astea. Nici nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă se forma un cordon din ăsta pur și simplu de aprovizionare, că tot veneau trupe din Spania în Italia și Roma ar fi avut și la nord și la sud trupe inamice. Atunci, cu siguranță, probabil că rezultatul conflictului ar fi fost altfel. Da. Cum spuneai și tu, însă, în 211, frații Scipio, ăștia sunt Scipio bătrânii. Să nu uităm că am vorbit despre un Scipio în momentul în care am avut isprava de la lacul Trebia. Da, Da? da, da, da. Care el era consulul care nu a fost activ în ziua respectivă. Însă, când vorbim despre acest Scipio, trebuie să ne ținem seama de faptul că povestea este spusă de Polybius și Polybius este un prieten de-al clanului Scipio, care devine foarte puternic mai târziu în istoria romană și care cumva nu vrea să-și jignească prietenii buni care și sponsorizează aventurile. Dar să știi că, Așa că paradoxal, deși în unele momente poate părea subiectiv și parțial, este. sunt destule momente în care mi se pare chiar mai obiectiv și mai elegant în exprimare decât Titus Livius, de exemplu.
Bine, Titus Livius era un tip care spunea ceva de genul că absolut tot ce era aristocrat era bun și ce era plebeu era rău. Deci Titus Livius are alți demoni cu care se luptă. Să nu uităm că Polybius era grec la origine, iar după ce romanii, o să vedem, vin în Grecia, o să-l ia pe ăsta și o să îi facă un fel de domiciliu forțat în Roma. Pur și simplu îl iau și îl duc în Roma. No, deci cumva trebuie să înțelegem că nu avem o istorie obiectivă aici. În orice caz, revenind la povestea asta, practic frații Scipio sunt omorâți în luptă unul după celălalt în Iberia în anul 211. Sunt două bătălii acolo legate acolo, la Castula și la Ilorca. Și da, Hasdrubal dă dovadă, da, cum spunea și Titus Livius. Pe lângă Hannibal era și Hasdrubal, aveau generali foarte, foarte buni. Era și Mago, da, și Gisco, adică aveau, să vedem, aveau generali foarte, foarte, foarte buni. Conducători de cavalerie, de pedestrime, aveau vreo 2-3 care se pricepeau și la partea asta navală, doar că ei nu prea mai aveau cu ce? Armate, da, nu mai aveau cu ce. Dar aici, cum ziceai și tu, aici este nașterea unei noi stele, că e foarte interesant ce zice tot Titus Livius. În 210, după ce ăștia doi au murit în Italia, sunt niște alegeri ținute în Senatul Romei și nimeni nu vrea să se ofere. Deci, bă, cine ridică mâna pentru noua funcție de conducător al armatei în Iberia? Da? Tocmai s-a eliberat o funcție după ce ăștia doi au murit, frații Scipio au murit. Ăla eu, nimeni n-a ridicat mâna. Singurul care și-a oferit serviciile și a spus, bă, vreau să mă duc în Spania să răzbun moartea tatălui meu, să răzbun moartea unchiului meu, a fost Publius Cornelius Scipio, cel tânăr, avea același nume ca tatăl său, dar era cel tânăr. Avea 24 de ani, i s-au dat 10.000 de pedestrași și 1.000 de cai și l-au trimis la Tarraco. Tarraco este acolo, e cartierul general, actual oraș Tarragona, lângă Barcelona. Uh-huh. Și de acolo el a început, o să vedem foarte, foarte repede, imediat în Spania, armata cartagineză era foarte bine, foarte bine structurată și organizată. Era condusă, că deja mă obosesc, de Hasdrubal, de ăla micu, de Mago Barca și de Hasdrubal Gisco. Dar toți erau, aveau trei corpuri importante de armată. Unul era prin centrul peninsulei și vreo doi erau prin Portugalia încercând să mai atragă niște neamuri din astea, niște barbari, să se alieze cu ei, că ține minte de la Cane cât de importanți au fost celtiberii și celții și iberii și în armata lui Hannibal. Și cât de meseriași erau ei, aveau și sabia aia interesantă și scutul, erau foarte buni. Și tipul ăsta foarte tare, de 24, acum avea 25 de ani, că era deja în 209 trecuse, n-a spus la nimeni nimic, nici celor din Roma, nimic, s-a dus din prima în capitala cartaginezilor, în capitala din peninsula iberică, Cartago Nova, de care am discutat noi, că asta a fost înființată, chiar a fost inima barcilor, ca să zic așa, familiei, da, Barca. Și s-a dus acolo frumos, nu mai explic acum, exact cum ai spus-o foarte frumos, exact aceeași așezare cum are Tarentum față de Marea Ionică, așa o are și Cartago Nova. Și tot așa, a fost o șmecherie foarte tare. O să vedem, și Scipio e un personaj foarte interesant, are o strategie aici super șmecheră și complexă. Atacă și pe uscat și pe apă în același timp. Și lovitura finală o dau vreo 500 de legionari care intră în apă până la brâu. Ei anticipează un reflux, au scările în mâini și escaladează zidurile orașului printr-un loc unde nu se aștepta nimeni, că apărătorii erau ocupați să se lupte cu ceilalți în partea cealaltă, pe mare și pe uscat. Exact. E foarte interesant, vin în spate, tot așa. Deci orașul avea o mare în față și o lagună în spate, în stânga și în dreapta, două fâșii mici de pământ. Și până la urmă a cucerit orașul ăsta cel mai tare din Spania, din prima, fără să se bată cu nicio armată, și după aceea a putut să stea, să se plimbe prin zonă, să verifice, să-i lase pe ceilalți să depună cel mai mare efort.
Deci aici mi se pare din nou o greșeală strategică fatală. Nu știu ce căutau ăia cu Dita mai armatele, se plimbau prin peninsulă pe acolo fără să păzească cel mai important oraș. Ei erau destul de siguri și așa cum ai pus și tu problema, încă nu suntem într-un punct în care să există o strategie foarte clară de asediu al cetăților. Așa cum. Deci încă nu suntem acolo, încă nu sunt în stare să demonteze în mod inteligent și bine definit o fortăreață foarte puternică. Da, dar uite, vezi ce am observat? Romanii reușesc totuși să cucerească cetăți. Cartaginezii cred că n-au reușit să cucerească, nu știu, foarte puține și după lupte foarte, foarte, foarte grele. Știu, adică știi că la începutul celui de-a doua zebunic s-a chinuit 8 luni, parcă la Saguntum, Hannibal, chiar la început, da, când avea Dita mai armata. Ori ăștia, uite, vezi că au mai cucerit și Agrigentum vorbeam noi și de Lilibeum, uite, și de Siracusa și de Cartago Nova. Adică romanii totuși au mai, nu știu, mi se părea că erau un pic mai meseriași decât cartaginezii la genul ăsta de asediu. Da, bine, aveau și alt gen de gândire față de cartaginezi. Cartaginezii mult mai dinamici. Și în cele din urmă, dacă țin bine minte, Scipio se întâlnește în luptă și cu Hasdrubal, însă Hasdrubal reușește să scape. Aproape că îl bate în 208, într-adevăr, anul următor, la Becula, în estul Cartago Novei, să spun așa, reușește să scape cam cu vreo două treimi din armată. Tot așa, Titus Livius spune, de vreo 25.000, 35.000, ideea că reușește să scape și ce face? Bă, uite, vă las pe voi doi cu restul armatelor și eu urmez drumul fratelui meu, trec Pirinei, trec Alpii și mă duc să mă întâlnesc cu ăsta și să-i dau încă 25.000, 35.000 de văd cine mi se mai alătură pe parcurs și să îl aprovizionez, pentru că deja trecuseră 212, trecuseră deja aproape 10 ani de când Hannibal trecuse el la rândul lui și în 10 ani a purtat multe bătălii, avea nevoie de... Și aici se întâmplă o chestie nefericită. Mulți istorici o văd ca bătălia decisivă, care a decis de fapt soarta războiului. Scuze, asta e, nu ne exprimăm tot timpul cel mai inspirat. E această bătălie de la Metaurus. Deci dacă nu e în peninsula Iberică, te las pe tine, că specialitatea mea e peninsula Iberică. Așa. Bine, aici este o luptă interesantă. Deci Hannibal reușește să își stabilizeze cât de cât situația în sudul Italiei. Cumva rămâne acest joc de a șoarcele și pisica, însă reușește să aibă o situație cât de cât stabilă. În momentul în care apare și Hasdrubal în nord, Gaius Claudius Nero era implicat într-o luptă relativ neconcludentă cu Hannibal. Hannibal tocmai pierduse din nou Tarentumul, pentru că Fabius, acel om cu strategia fabiană, care la un moment dat, în 209, a fost numit consul, a fost numit consul împreună cu Marcellus. Reușește să își păcălească intrarea în cetatea Tarentum și practic să recucerească portul de la sudul Italiei, cel mai important, și să reia controlul complet asupra sudului Italiei din punct de vedere naval. Nero se întâlnește în luptă la Grumentum, care este un loc destul de neimportant, dar ce este și mai interesant este că Nero află, chiar după ce se termină bătălia, că Hasdrubal
este în zonă. Și ce este și mai important este că deși el află că Hasdrubal e în zonă, Hannibal nu află lucrul ăsta. Și în Marea Secret reușește să dea impresia că armata romană a rămas în tabără și pornește într-un marș forțat foarte rapid până se întâlnește împreună cu restul armatelor consulare la Metaurus și acolo îl înfrânge pe Hasdrubal cumva destul de aproape de e cumva pe coasta estică, nord-estică, e undeva da, acolo, da, da. Da. Bine, normal, el a primit, adică erau de fapt armatele ambilor consuli, că pe lângă Nero i s-a mai alăturat și Marcus Livius Salinator și împreună, da, au turned the tables. Bine, pe de altă parte Hasdrubal, neîntâmpinând același gen de rezistență din partea triburilor galice, care i-au dat din contră, i-au dat trupe pentru că și-au dat seama, a, ok, ăștia să ia care se bat cu romanii, hai să le dăm trupe. Hasdrubal era foarte periculos pentru că nu aducea numai acel corp foarte important de armată din Iberia, ci aducea și acești aliați galici și curieni. În momentul în care se luptă, intră în bătălia asta de la Metaurus Hasdrubal contra armatei consulare, el nu se așteaptă să fie ambele armate. Și aici este de fapt lovitura de geniu a lui Gaius Nero, că reușește să se strângă împreună cu celălalt consul și împreună să distrugă armata lui Hasdrubal, care își dă seama prea târziu, un pic prea târziu, că se află față în față cu două armate consulare. După care îi trimit cadou capul lui Hasdrubal, lui Hannibal, și Hannibal înțelege cam cum stau lucrurile. În cele din urmă, soarta lui Hannibal în Italia este destul de trist, adică chiar dacă rămâne acolo, îi incomodează pe romani. Încet încet romanii recuperează tot. După ce au recuperat Capua, au recuperat toată campania, au avut o campanie foarte, foarte dureroasă, foarte grea în zona brutiană, în zona de sud-vest, și după aceea în Magna Grecia au reluat toate cetățile grecești, practic. Să zicem așa, au reinfluențat cetățile grecești să se alăture lor din nou, pentru că nu e vorba de cucerire. Ce este cel mai interesant este că, după cum spuneam, după ce au asediat Capua, după ce au reluat Capua, după ce au făcut chestia aia când au executat toți oamenii din Capua, se întâmplă ceva fără precedent în istoria Republicii Romane, dar care va avea precedent pe termen lung, și anume le interzic dreptul de a mai lua decizii în nume propriu și Capua devine practic prima cetate importantă care nu mai are drept de a decide asupra propriei sorți, ci toate deciziile sunt luate la Roma. Este prima cetate la care se întâmplă așa. Până acum, ceea ce făceau romanii era să restaureze ordinea, să pună pe cineva la conducere, să-l controleze pe individul respectiv, dar să-i lase câtă libertate vrea ca să nu era o cucerire propriu-zisă, dar acum pur și simplu a cucerit-o. Acum gata. E,
e practic începutul sfârșitului pentru aceste democrații statale. Au făcut-o pașală, ca să zic așa. Da, exact. Deci e cumva prima cetate pe care o supun în felul ăsta și începe să le placă lucrul acesta. Bine, ei săraci. Eu acum ce să zic, sunt un pic fan cartaginez. Îmi plac și numele astea, m-am zăpăcit cu Mahalbar, Hasdrubal, Hamilcar și Hannibal. Pe măsură ce trece timpul și ne apropiem de anul final în care se termină cel de-al doilea război punic, pe de o parte în peninsula italică Hannibal nu progresează, dimpotrivă, pierde cetăți și pierde teritoriu și romanii se stabilizează. Pe de cealaltă parte, în peninsula iberică, băiatul ăsta tinerel, Scipio, neafricanul încă, Scipio spaniolul deocamdată, după ce îl fugărește pe Hasdrubal în nord, aici în Spania mai rămân armatele lui Mago și a lui Hasdrubal Gisco, la care mai vine și Hanno din Africa, vine tot așa un alt general meseriaș cu armate și se mai hărțuiesc ei un pic pe acolo prin Spania, iar în 206 la Ilipa are loc bătălia decisivă, în care vine Scipio de o parte cu vreo, cred că aici chiar aveam puțin mai puțin oameni decât cartaginezii, vreo 50-55 de mii, din care, nu știu, da, cartaginezii aveau cam tot atâta și căsăpește vreo 45 de mii, poate chiar mai mult, deci îi bate rău de tot, face, ca să zic așa, face o hanibălească, exact așa face, adică exact acea strategie. Strategia e una super, super ingenioasă, am citit un pic, e chiar mai faină decât a lui Hannibal. Înlocuiește trupele mai puternice din centru cu unele mai slabe din extreme și le mută pe alea puternice în flancuri. Atacă prin surprindere cavaleria cartagineză și cartaginezii, atunci când replică cu toată armata, nu mai observă șmecheria că ăsta și-a mutat peste noapte trupele puternice pe flancuri. Și se trezesc dominați pe flancuri, flancurile cartagineze sunt bătute, deoarece Scipio lor donase celor din mijloc, aia mai strap să se retragă, exact cum a făcut Semiluna respectivă, au venit, au fost încercuiți și asta e. În urma bătăliei din 206, cartaginezii practic au pierdut toată peninsula iberică. Mago parcă mai rămâne cumva prin Baleare sau cum se numesc insulele alea din zona aia care nu sunt nici Corsica și... Da, Baleare, alea unde sunt. Așa, în Baleare, unde rămâne așa semi-pirat, nu mai știu exact care e soarta lui Mago, dar am impresia că și... Tu ar trebui să știi cel mai bine, că acolo s-a născut și Rafael Nadal, maestre. E ok, lasă, hai să nu... Da, să în regulă. Da, deci au pierdut și spre deosebire, uite aici încă o diferență, spre deosebire de senatul cartaginez, senatul roman, încurajat și văzând că ăsta micu, bă, fii atent ce meseriaș e, trimite foarte multe, adică primește întăririle mult dorite, Scipio vorbește cu senatul, bă, vreau să debarc în Africa, trimiteți-mi nave, trupe, tot ce trebuie. Și încă o chestie aici, da, bun, spune că... Senatul roman mi se pare întotdeauna mai inclinat pentru a... pentru a găsi cea mai bună strategie militară. Are o intuiție foarte bună, mai ales că toți senatorii aveau oarecare experiență militară. Cumva din punctul ăsta de vedere e de înțeles faptul că înțeleg diverse priorități strategice. Bine, plus că vezi tu, am mai citit un pic și se pare că romanii chiar trăgeau la aceeași căruță. Ăștia oligarhii cartaginezi, le era frică, bă, dar barca ăștia devin cam puternici, barcizii prin Spania, au acces la toate resursele, păi ce facem? Dacă noi îi ajutăm, ei o să cucerească Roma, noi rămânem aici la capul lumii, ăștia o să ne bată și de asta erau foarte mulți ciumpalaci până la urmă în senatul cartaginez, care nu își dădeau seama că dacă nu o să aibă succes Hannibal în Italia, pe termen lung nu o să aibă nici ei succes și nu o să mai aibă ce să conducă. Și de aia au fost multe, erau tot așa două partide în senatul cartaginez și tot așa se contrau unul pe celălalt cu efecte devastatoare, mă rog, pentru republica lor, pentru... Da. Bine, ce se întâmplă după ce reușește Scipio să cucerească Iberia și
să-i trimit acasă pe cartaginezi. Scipio vine cu un plan clar, nu putem să, zice el, nu putem să-l înfrângem pe Hannibal. Însă ce putem să facem este să mergem acasă la ei, așa cum am mai făcut și în primul război. Și în primul război, da. Hai să mergem la ei acasă, pentru că dacă Hannibal crede că rezistă foarte mult, noi aici am reușit să-l ținem acolo, i-am pus un pic de capac, l-au băgat practic, rămăsese cu zona de influență, să zicem așa, tocul cizmei din Italia. Și zicea, ok, lucrurile s-au stabilizat cât de cât în partea asta, e timpul să ne mutăm noi înspre sud. Și senatul acordă încrederea lui Scipio. Și prima oară Scipio se duce în Sicilia și preia legiunile formate din supraviețuitori de la Cannae, care asta a fost foarte interesant, că și el era unul din supraviețuitorii de la Cannae, însă nefiind un amărât, un soldat de rând, a fost tratat altfel, adică a fost totuși primit în cetate, chiar dacă că era totuși aristocrat și era printre puținii rămași. Dar soldații nu fuseră și încă erau disperați să-și dovedească utilitatea față de Roma. Vezi, dacă... uite, în 204, în timp ce Scipio era foarte mobil, se ducea din Spania în nordul Africii, se ducea în Sicilia, venea înapoi în Africa, o să vedem cât de are și calități diplomatice, adică el a știut să profite de un conflict între doi regi numidieni, Masinissa și Sifax, da? Din care ăsta unul era loial Romei, celălalt nu era loial Romei, au schimbat taberele și ideea este că Masinissa ăsta venea la pachet cu cavaleria asta numidiană, care a fost cea mai eficientă și în bătălia de la Cannae și de care îmi plăcea mie cel mai mult, acum că i-au trădat pe cartaginezi, nu mai îmi place. Dar ce voiam să spun, în timp ce Scipio e atât de mobil între 206 și 202, adică între bătălia de la Ilipa, când reușește să securizeze toată peninsula iberică, și 202, când are loc bătălia finală în nordul Africii, săracul Hannibal se mai bate pe acolo, pe la Crotona, pe la nu știu unde, adică e campat, e blocat în sudul Italiei fără să facă nimic. Da, el are acolo o situație stabilă, însă nu poate nici să mai iasă din zona respectivă, nici nu reușesc romanii să îl înfrângă. Și e așa, cumva își dau șah reciproc, dar niciunul nu găsește un avantaj adevărat. Ăsta e motivul pentru care propunerea lui Scipio are atât de mult sens. Și Scipio debarcă în Africa, se aliază inițial cu acest Sifax. Numai că Sifax îl trădează și se aliază cu Hasdrubal. Da, cu Hasdrubal. Și Masinissa vine de fapt cu o propunere pentru romani. În momentul în care Masinissa vine practic, își trimite armata către romani, Scipio era cumva într-un echilibru tot așa, deci era se bătuse cu trupele lui Hasdrubal Gisco și era așa într-un echilibru, practic știa că ar fi fost pulberat de cavaleria numidiană a lui Sifax și refuza cumva să intre în bătaie. Hasdrubal, în schimb, încerca să
îl convingă să facă pace. Și de fapt asta este ceea ce caută în perioada asta și Hannibal și și Hasdrubal Gisco și senatul cartaginez. Și aici poate este lecția cea mai importantă pe care o să o discutăm săptămâna viitoare, și anume că, de exemplu, Hannibal își dorește ca lumea să se întoarcă la situația de dinainte de primul război punic. Dar că adevărata lecție din povestea asta este că nu putem să ne întoarcem în trecut și nici el nu poate să se întoarcă în trecut, și cam asta este lecția care ar trebui să o învățăm cu toții de aici. Încercarea de a te întoarce în trecut nu poate să nu îți va rezolva conflictele de acum. Și asta este ce se întâmplă. Scipio îl ține cumva în șah pe Gisco, îi spune: bă, știi, mă gândesc, hai, poate facem pace, mă mai gândesc. Ei se și întâlnesc, Titus Livius spune că se și întâlnesc Scipio cu Hasdrubal Gisco, se întâlnesc la curtea regelui Sifax, tot așa. Ăsta încerca să se orienteze, bă, mă duc cu ăștia, mă duc cu ceilalți, și Titus Livius spune că se uită unul în ochii celuilalt și se impresionează reciproc cumva, adică sunt conștienți unul de celălalt, de meritele celuilalt, și cumva se respectă unul pe celălalt. Mm-hmm. Dar cum ai spus și tu, ne apropiem de un final destul de previzibil și o să vedem cum îl tratăm săptămâna viitoare. Da, exact. Deci săptămâna viitoare o să vorbim despre cum se termină cea mai mare conflagrație din lumea antică. Real, mi se pare cea mai mare, cea mai întinsă, cea mai complexă, pentru că dacă în mod normal războaiele în lumea antică sunt doi adversari față în față, se luptă pentru e un război de frontieră, unul vrea să-și împingă frontiera într-o direcție, cam astea sunt războaiele. În cazul ăsta lucrurile stau un pic altfel. Și războiul ăsta se întinde practic triburile iberice, triburile galice, toate triburile astea contribuie, dar nu numai. E Macedonia care încearcă să intre, care este ținută în șah de etolieni, sunt numidienii, care și ei până la urmă vor fi o piesă foarte importantă în toată povestea asta. Iarăși, cumva este o legătură întreagă în care o lume mediteraneană fragmentată intră într-un conflict foarte mare, care se desfășoară pe mai multe planuri. Ca să nu mai vorbim de efectivele numerice care au parte la războiul ăsta. Sunt fără precedent. Colosale. Încheiem povestea aici. Nu este nimic neașteptat ce se va întâmpla mai departe, însă de săptămâna viitoare o să tragem niște concluzii și să vedem în ce direcție merge, evoluează lumea romană după al doilea război punic. Dar despre asta o să vorbim săptămâna viitoare. Sper că v-a plăcut că am ținut episodul mai lung data asta. Într-un fel facem un pic de penitență pentru faptul că am întârziat cu episoadele anterioare. Și dar... să știți că eu când joc cu romanii Civilization, din momentul în care ajung la Republică, nu mai schimb niciodată forma de guvernământ. Bine, la asta pentru că joci în Civ 2. 3. A, tu joci Civ 3, ok. Ceea ce romanii vor face, vom vedea pe viitor, o să o schimbe. Exact, exact. No, bun, ne auzim atunci săptămâna viitoare și... No. Ne auzim. Ceau. Salutare.